pentru cei care sunt interesați de despre ceea ce am vrut să zic despre Sfântul Vasile al Ostrogului, există cartea. Mi-a spus izbăvitorul de frică și pentru că nu știam dacă să scriu sau nu această carte, am avut niște probleme medicale, trebuia să mă operez, trebuia să mi se facă anestezie generală și am zis vreau ca Sfântul să mă ajute să scap de această frică de operație. Și nu numai că m-a ajutat, dar ziua respectivă a fost una din cele mai frumoase zile din viața mea. Se mi-a dat și doctorița acum, după anestezie generală, mintea mea era foarte limpede, n-aveam dureri de cap, mi-a fost foarte, foarte bine, ca la pași m-am simțit. Cartea, astăzi am văzut-o și eu, a ajuns de curând la, aici la librărie, la Ochian. Deci în loc, în locul altor cuvinte, vă recomand să o citiți. Acum cred că puteți veni cei care aveți evlavie, să vă întâlneați la Sfintele Moaște de la Aiud și la Crucea Părintelui Justin, cerându-vă din suflet să-l pomeniți și pe Părintele Valerian în rugăciunile voastre. Vă rog! Dumnezeu să-i mulțească talanții și să nu mai vorbească doar o zi, două. Are 89 de ani și mai vorbească câteodată Dumnezeu. Dar e nevoie și de rugăciunile voastre. Și vă rog să mă pomeniți și pe mine păcătosul, pentru că lucrez la o carte despre divorț de ani de zile, am tot anunțat că îi dau drumul la tipar, că iar, și am avut o grămadă de piedici. Sper să o termin cât mai curând. Pomeniți-vă, vă rog, și pe mine. Mulțumesc.